Când am pierdut banii de la construcție, de la casa mea, Jonuțule. Vreau un Hammer H2 din ăla monstru. Hăț cu bună dimineața, Jonuțule, hăț cu a doua zi de Crăciun, hăț cu a treia zi de Crăciun pentru voi, YouTube, spectatorii noștri dragi, Jonuțule, hăț cu relaxarea aia de sărbători de care cu toții avem atât de mare nevoie. De ce avem nevoie? Pentru că ne forjăm ca nebunii tot anul, Jonuțule. V-am spus că și noi o să încercăm să ne ținem de targetul nostru și anume de a posta în fiecare zi de hăț măs daily vlog, Jonuțule, și iată-ne, spre deosebire de vlogmasul american, pentru că îmi povestea Cori că vlogmasul american este până pe data de 25 decembrie, Jonuțule, iată-ne pe noi în perioada de grație, Jonuțule, pe care hâțmăsul o adaugă vlogmăsului, Jonuțule, și anume daily vlog în fiecare zi cu tot pleonasmul de rigoare până de revelion, Jonuțule. Și de ce nu și în ianuarie? Pentru că știți foarte bine că ne place să muncim o grămadă. Am decis să facem un Q&A, Jonuțule, pentru că se apropie sfârșitul de an și e bine din când în când să mai stingem din întrebările pe care unii dintre voi le au pe parcursul anului. Și atunci încercăm să alegem câteva din cele mai plauzibile, ca să zic așa, întrebări și încearcă fratele vostru să le răspundă. Așa că Q&A de a doua zi de Crăciun 2021 decembrie 26, Jonuțule. Fane întreabă, foarte interesantă întrebare, când ai fost ultima dată cu adevărat trist? Vă dau cuvântul meu de onoare, niciodată nu-mi place să știu întrebările înainte de a face videouri de genul ăsta, nici la interviuri, toată lumea s-a convins deja de lucrul ăsta. Cori vă poate confirma chestia asta, dar asta este singura întrebare pe care am văzut-o înainte să înceapă filmarea. De ce? Pentru că mi le-a trimis Cori pe toate și asta popped up, asta s-a deschis prima oară în fața mea. Și mi s-a părut wow, de ce? Pentru că am avut timp să fug cu gândul, să mă gândesc, bă, când am fost ultima oară cu adevărat trist? Dacă stau să mă gândesc bine, fraților, ultima oară cu adevărat trist am fost, mamă, cât a trecut de atunci. Am fost, cred că atunci, când am pierdut banii de la construcție, de la casa mea, Jonuțule. Dar n-am fost neapărat trist pe situație sau din cauza situației, cât am fost trist că am considerat că am fost eu fraier și n-am luat deciziile potrivite la momentul potrivit, Jonuțule, cum ar fi, oricât de mare ar fi încrederea într-un colaborator, dacă nu ai un contract care să releve chestia asta, nu mai plăti în avans. Și chiar dacă ai un contract, asigură-te să fie un contract extrem de bine pus la punct, pentru că atunci când ai bani în avans, este foarte ușor să fii păgubit de servicii și să rămâi cu banii dați. Big exclamation mark pentru toată lumea, Jonuțule, asta, dacă puteam să fac așa gen răspunsul să fie mai mult pildă, că suntem pe retrospectivă de 2021, Jonuțule. Mergem mai departe. O întrebare extraordinară, lejeră de a doua zi de Crăciun, Jonuțule, a treia pentru voi, YouTube spectatorii, să nu mă lați în balon. Câte mașini vrei să ai în total? Bă, nu pot să vă spun câte vreau să am în total. Pot să vă spun că de la Doamne, Doamne, nu mă așteptam să am deja două mașini frumoase până la vârsta de 33 de ani, mare atenție, pe lângă o casă, pentru că am considerat că oricum am fost cu un pas înainte când am luat X6-le, care obiectiv vorbind valora exact cât garsoniera în care stăteam, dar spre apărarea mea, deja cumpărasem terenul și deja dădusem drumul la casă și pusesem și acoperișul la casă. Știu că abia după ce am pus acoperișul și m-am întors din Asia Express, mi-am cumpărat X6-le. Câte vreau pe viitor? Nu știu câte vreau pe viitor, dar cu siguranță vreau și un supercar. Mi se pare mișto să ai un cabrio de oraș, un cabrio confortabil. Mi se pare mișto să ai o mașină de muncă, cum este în cazul meu GLE-ul, și îmi doresc un super sport car, pentru că un super sport car are un alt feeling decât orice altă mașină, Jonuțule, și trebuie să-l ai dacă ești un împătimit al mașinilor. Mare atenție, dacă nu-ți plac mașinile, the hell with Ferrari și Lamborghini și alte lucruri, Jonuțule, și dacă va vrea Dumnezeu să meargă lucrurile bine și să fiu prosper în continuare, visul meu, și asta cred că e foarte important în viață să ne împlinim visurile, Jonuțule, ca să fim fericiți, visul meu este să am un Hammer preparat. Iar eu o să-mi iau un H2. Deci mie îmi place H2-ul de mor. Ce mă deranjează este că am văzut că a început să se scumpească. Când eram eu mai puști și am început să visez la un H2, 20-21 de ani, era cam 15.000 de dolari unul. Într-adevăr, din America te costa un pic cu vamă, cu nu știu ce. Boss, acum sunt 25-30 de mii, 40 de mii până America. Dacă mai pui și vamă să-l aduci container de tăcă, scumpel pentru un H2. Dar da, vreau un Hammer H2 din ăla monstru, ridicat din suspensii, roți mari, zimțate, flash-uri de alea reflectoare sus pe el. Deci, dacă stau să-ți dau un răspuns concret, Jonuțule, cred că am sărit deja de cifra de 4 mașini. Cred că 4-5 mașini mi-ar deservi, ca să scurtez răspunsul, toate dorințele. Probabil că întotdeauna va fi loc de mai bine în ceea ce privește mașinile. Cât de departe vrei să ajungi cu hâț Residence? Ne întreabă Miuț, Jonuțule. O întrebare drăguță, n-am spus de întrebarea de mai devreme. Era de la Alex ZEW99, dar vedeți că o să pună Cori probabil prin screen-urile. Miuț zice, cât de departe vrei să ajungi cu hâț Residence, Jonuțule? Bă, a pornit ca o joacă, deși mă alint acum când spun că nu m-așteptam
uitam la treaba asta cu cartierul, eu îmi doream să am un cartier. Îi spuneam un cartieruț atunci la început, pentru că mă gândeam dacă nu-mi ies decât vreo 2-4 case, să nu mă arunc aiurea. Dar de la 6 case eu pot să spun deja că am un mini cartier, chiar și cu casa mea 7 case. Cu siguranță în jurul meu, adică acolo în area mea, voi vrea să mai fac undeva până la maxim alte 10 case, să zic. Deci în total 16 case în Hâț Residence 1, dar nu exclud faptul că o să existe și un Hâț Residence 2. Nu știu dacă am spus-o public pe canalul meu de YouTube, am spus-o până acum. Planul meu, Gionuțule, nu știu dacă l-am spus sau nu, este să cumpăr o parcelă mare de 10.000 de metri pătrați, 9.000 să fie aluchieluțul ca să nu mă mai muște niciodată, pentru că mama m-a obosit, mă. M-a obosit, mă, agitatule, mă. Bă, de ce nu credeți, mă, niciunul că acest cățel mușcă și e zăpăcit, mă, din cauza care fața asta de dulceață de căpșuni e un zăpăcit, mă. În fine. Planul meu, Gionuțule, nu mă mai lungesc cu polilogia, este să iau o parcelă de 10.000 de metri pătrați și acolo să fac un adevărat Hâț Residence. Nu știu dacă se va numi 2 sau 3 sau nu știu cum să o numi el, dar o să urmeze și pe mai departe Hâț Residence. Așa că, Miuț, tată, așteaptă-te la multe imobiliare din partea lui Popa. Bă, mergem mai departe, Gionuțule, cu Q&A-ul de sfârșit de an, direct de la Moșu. Încercăm să nu ne mănânce... Ce am dat, mă, machialuțule, mă? Ai luat-o razna complet. Ciobi, Ciobi 11 zice, care e cel mai urât vis al tău, am să spun eu, am să corectez un pic aici. Băi, Ciobi, Ciobi, să știi că la o primă mână, acum că ți-am citit întrebarea, nu știu dacă e bine să-l spun, dar pentru că întotdeauna am zis, hai mă, să fiu cât se poate de sincer cu voi și să vă împărtășesc cât mai mult din mine, am să-mi iau inima dins și am să-ți povestesc. Cel mai urât vis al meu cred că este insuccesul, eșecul. Și cred că atunci când spun asta, ca să nu par vag sau că evit subiectul, am să-ți spun că e vorba de eșecul financiar, adică de insuccesul în business. De ce? Pentru că, în primul rând, sunt genul de om care nu a plecat din mult, a plecat din aproape nimic, n-aș vrea să dramatizez prea tare, și plecând din aproape nimic știu cum e să n-ai nimic, motiv pentru care mi-e ușor frică să mă întorc acolo. Plus că, în al doilea rând, sunt genul de persoană, sper să nu deranjeze pe foarte mulți, că probabil pe câțiva îi va deranja, care poate să spună cu asumare faptul că sunt de părere că în 2022 aproape deja, impotența financiară aduce după sine și frustrare, supărare și nefericire. Și cred că, din păcate, e ușor valabilă treaba cu, bă, banii n-aduc fericirea, dau-o întrețin, Gionuțule. Mergem mai departe. Cu Q&A-ul de sfârșit de an. Bă, ruzi în continuu de când vorbesc aici, bă! Ai a cool and question de la canalul lui Dani, care spune așa, uite, un dragon la poza acolo. Ce sfaturi ai pentru tinerii care ar vrea să producă bani din online sau o firmă deschisă sau au o firmă deschisă? Nu prea înțeleg cum ai vrut să o dai aici, canalul lui Dani. Ideea este în felul următor. Ce sfat am pentru tinerii care vor să producă bani? Am un sfat extrem de important pe care l-am spus și în cartea mea, dacă vreți să vă faceți așa câteva idei despre viziunea mea asupra business-ului. Bă, fraților, dacă nu vă doriți cu adevărat, dacă nu munciți cu adevărat de dimineața până seara, de luni până duminică pentru visul vostru, șansa de reușită este aproape de zero. Există un proverb foarte interesant și important pe care îl spun mulți și în business și în showbiz și oriunde vreți voi. 1% inspirație, 99% transpirație. E reală afirmația, e reală situația. Cu cât munciți mai mult, cu atât veți compensa, să spunem, lipsa de vreun talent ieșit din comun sau de vreo, cum să spun eu, vreun atu din ăsta nemai văzut, pe care unii într-adevăr în viață l-au de la Doamne, Doamne, dar unii nu l-au. E, suplimentați cu ore de muncă, suplimentați cu drive, cu dorință, cu patimă, cu pasiune și atunci lucrurile vă vor ieși. Ce pot să vă spun? Sunt foarte multe startup-uri acum, firme pentru tineri, pentru cei care au absolvit studii și care vor să-și deschidă afacerea, așa că încercați fonduri, încercați, vedeți despre ce este vorba, pentru că a le accesa nu este ușor. Povestea e frumoasă. Mamă, luăm 40.000 de euro de la fondurile europene pentru un startup, dar până ajungi la bănuți, cum trebuie să-i folosești, cât de greu e să-i folosești, astea sunt lucruri pe care le veți avea pe parcurs, dar sunt bune pentru începători. Chiar am cunoscut un tânăr de 18 ani care a intrat într-un business, nu o să facem acum reclamă că nu este cazul, dacă ați văzut vlogurile vă veți reaminti. La 18 ani avea deja o hală cu niște stocuri de câteva zeci de mii de euro. Interesant, curajos, poate nu i-o ieși din prima. Teo Trandafir la cursul mi-a spus în felul următor: Dorian, nu ai cum să știi ce este ăla succesul până nu cunoști eșecul. Adevărat, l-am cunoscut și eu, m-am dat și eu cu capul de pereți de câteva ori, dar Dumnezeu a fost alături de mine, pentru că majoritatea oamenilor merită și a doua șansă. Nu merită pe a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta. Nu vă luați în cap a doua șansă, că nu e factorială. Dar o a doua putem primi de la Doamne, Doamne, dacă merităm cu adevărat. Mergem mai departe, Gionuțule. Cool and fine. Istorionografia, eu zic că am citit bine, zice așa: având în vedere că mulți spun că e târziu să te apuci de YouTube, mai poți avea succes dacă cineva se apucă acum? Mai poate avea, a zice eu, ca să fie mai mișto. În fine, istorionografia. Nu numai că mai este timp și loc pentru succes pe YouTube, dar părerea mea este că întotdeauna va exista loc și succes pe YouTube pentru cei care se bazează pe
pe inovație, încearcă să aducă ceva nou în joc. Nu-i mai puțin adevărat că poți să ai succes și făcând ce fac toți ceilalți, respectând o rețetă clasică devenită rutină deja, dar probabilitatea de a avea succes este mult mai mare, părerea mea, atunci când vii cu ceva nou. Ce înseamnă să vii cu ceva nou? Păi te uiți tu pe YouTube din România, în principal, nu neapărat și pe cel de afară, că dacă există afară, nu înseamnă că consumă și consumatorul român. Și te uiți și vezi, mă, ce nu e pe YouTube? Doamne, uite, nu este un canal de YouTube care să-ți vorbească numai cu și despre oameni de zăpadă. Dau un exemplu aleator, nu trebuie să fie și reușit. Și tu te apuci să-ți faci canalul cu și despre oameni de zăpadă și realizezi că monopolul pe care îl deții, dacă nu știi ce înseamnă monopol, dați un Google rapid, e foarte ușor de aflat, că monopolul pe care îl deții în ceea ce privește canalele de YouTube cu și despre oameni de zăpadă, îți va genera o tonă de vizualizări și poate foarte multă reclamă și mult sponsorship pe canalul tău. Pentru că na, vei fi singurul sau singura, că nu știu dacă ești bărbat sau fată, istoriografia, cu canal despre și cu oameni de zăpadă. Înțelegi, sper, metafora, iar eu voi decola mai departe către ultima întrebare, Jonuțule, care este o întrebare de suflet și care cred că se potrivește, dacă mă întrebați pe mine, cel mai bine acestui cănei la brad, așa, ușor cheesy. Sabina ne zice așa: în viitor, ar exista șanse de o reuniune la La Band? Măi, Sabina, nu știu dacă sunteți două sau doar una. Ideea este în felul următor: eu am mai avut niște tentative eșuate de a-i strânge pe colegii mei din mai multe puncte de vedere, și ca reuniune la La Band și ca proiecte separate la La Band, dar din păcate, nu știu, ori numărul prea mare al membrilor trupei, ori faptul că ne-am maturizat și că anii au trecut, și au trecut ani, nu glumă, nu m-au ajutat să reușesc. De cele mai multe ori ne întâlneam într-un număr imparțial. Și știi cum e, reuniunea nu-i reuniune dacă nu sunt toți. Și asta nu e o glumă. Și cu vorba asta cred că pot să și închei acest Q&A semi-pildă, Jonuțule, și să vă urez o săptămână bună. Ne întoarcem la muncă, trezirea nebunilor, că e luni, 27 pentru cei care înțeleg ce vreau să spun eu. Dar să știți că așa cum și noi am filmat și în ziua de Crăciun și în ajun am fost la Meet & Greet, și astăzi filmăm și în fiecare zi filmăm cu drag și spor pentru voi, Jonuțule. Așa puteți să munciți și voi, pentru că munciți pentru voi. Și dacă nu o faceți deja, gândiți-vă că ați putea să munciți pentru voi. Este extrem de rewarding. Până una alta, nu uitați să subscribe, ia bubă, să apăsați căsopelul, pentru că în fiecare zi cu surle trâmbițe gălăgie, nelipsit în fiecare zi. Noi suntem aici și sperăm să facem zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână de muncă, nebunilor, până în 2022. Miro Volante. Hăți.